Salut, campionilor! În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru toate mesajele și gândurile frumoase care mi le-ați transmis la ultimul videoclip. Vă mulțumesc, sunteți niște persoane minunate și excepționale și mă bucură foarte mult să văd că povestea mea îi inspiră și încurajează și pe ceilalți să se decidă să producă schimbări majore în viața lor și să pornească în călătoria lor spre a deveni propriul lor campion. Vă sunt recunoscător, sunteți niște persoane minunate și spor la treabă în continuare. Astăzi vreau să răspund la o întrebare ce mi-a fost pusă de mai multe persoane la ultimul video pe care l-am postat. Și este vorba despre cum m-am lăsat de fumat. Este o poveste interesantă, rămâne să aflați cum am reușit să fac acest pas. Atunci când am început să mă îmbarc în această călătorie spre a deveni propriul meu campion, am început să fac schimbări majore în viața mea. Să slăbesc, să mă apuc de mișcare, să consum alcool tot mai rar. Însă, un obicei negativ nu reușisem să-l înlocuiesc, ce mă ținea în loc, în drumul meu spre a deveni propriul meu campion. Și era fumatul. Îmi doream foarte mult să mă las de fumat, să renunț la fumat, însă nu aveam nici cea mai mică idee cum să o fac. De îndată ce îmi stabilisem ca obiectiv să mă las de fumat, după doar câteva zile s-a întâmplat un lucru interesant. Un prieten de-a meu, ce era plecat în străinătate, mi-a lăsat un mesaj interesant și suna în felul următor. Flavius, am observat că ai început să faci schimbări în viața ta, să slăbești, să te apuci de mișcare și nu știu sigur dacă mai fumezi sau nu mai fumezi încă. Însă vreau să te anunț că eu m-am lăsat de fumat cu ajutorul unei cărți și dacă dorești să te lași de fumat, că poate în continuare fumezi, lasă un mesaj ca să spun cum se numește cartea. După foarte scurt timp după ce am citit mesajul, l-a rugat să-mi spună cum se numește cartea, deoarece îmi doream să mă las de fumat. Și am început să caut ca să o citesc. La început am fost puțin sceptic în privința acestei cărți, însă am îndepărtat rapid acest gând, pentru că am știut că dacă îmi doresc să îndeplinesc acest obiectiv, trebuie să pornesc cu o atitudine pozitivă și am zis să încerc să văd dacă funcționează sau nu. Și ce credeți, a funcționat sau nu? Cu siguranță că a funcționat. Am 8 ani de zile de când m-am lăsat de fumat. Cartea se numește În sfârșit nefumător de Alan Carr. Este o carte excepțională și vă recomand cu încredere și sper să funcționeze și la voi. Cred că atunci când vă doriți din toată inima să faceți schimbări majore în viața voastră, care să vă facă o viață mai bună, cu siguranță veți reuși. Trebuie doar să aveți încredere în voi, să fiți răbdători, dedicați, și într-un final veți găsi soluțiile și veți reuși. Mulțumesc încă o dată pentru toate mesajele frumoase. Sunteți grozavi, sunteți minunați și nu uitați, sunteți proprii voștri campioni. Like dacă v-a plăcut acest video, share mai departe și subscribe dacă nu v-ați abonat până acum. Ne vedem săptămâna viitoare. O zi excelentă și un weekend fenomenal. Ciao!